Acum. Ai filtru supraaspirant YXVU, care are 4 difuzoare, 2 interne, 2 externe. Poate să capteze aer, filtru singur, indiferent de poziția de mers. Apoi un dispozitiv dinamic de transfer al aerului, care captează în 3 coordonate, frontal și lateral, stânga-dreapta. Are o formă aerodinamică care intensifică curgerea aerului spre filtrul de aer. Apoi mai avem un compartiment separator care protejează împotriva radiațiilor termice provenite de la radiatorul de răcire al motorului și de la motorul în sine. Capota este prevăzută cu o priză de evacuare sau arie de evacuare a căldurii provenită de la galeriile de evacuare și în interior bateria este protejată de un al doilea deflector termic, care este deflector de înaltă temperatură, poate să iei temperaturi până la, să zicem, 400-500 de grade, fără care să afecteze bateria și circuitul electric aflat în jurul bateriei.